Pe parcursul prezentării voi oferi câteva informații despre literatura de specialitate. Cum definește această literatură copiii aflați în situații de stradă, care sunt tipurile de copii, caracteristici, dar și tipuri de politici sociale. După această etapă, voi trece direct pe partea de prezentare a studiului, prin obiective, metodologie și rezultatele propriu-zise, și voi încheia prezentarea de astăzi cu recomandările care au reieșit în urma studiului efectuat. Să începem. Convenția Națiunilor Unite asupra drepturilor copilului definește copiii în situații de stradă ca fiind copii, pe de o parte, copii care depind de stradă pentru a trăi și sau a munci, fie singuri, fie cu alți copii sau cu familia, dar și o populație mai mare de copii care au format legături puternice cu spații publice și pentru care strada joacă un rol vital pentru identitatea și viața lor de zi cu zi. În ceea ce privește tipurile de copii în situații de stradă, sunt copii care trăiesc efectiv în stradă și copii care își petrec ziua în stradă, însă noaptea se întorc acasă. Marea lor majoritate sunt băieți cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani. Asta nu înseamnă că nu sunt în situații de stradă întâlnite și fete. În ceea ce privește motivele pentru care sau cauzele pentru care copiii ajung în situații de stradă, conform literaturii de specialitate, acestea includ sărăcia, conflictele armate, abuzurile asupra copiilor, consumul de drog al părinților, recesiunea economică, instabilitate politică sau calamități naturale. Remarcat este faptul că acești factori care cauzează ajungerea copiilor în situații de stradă nu pot fi luați în mod singular. De exemplu, sărăcia ca factor nu determină ajungerea copiilor în situații de stradă. În cea mai mare parte a cazurilor, aceasta este corelată fie cu abuzurile asupra copiilor sau determinată de alți factori familiali, economici sau sociali. În același timp, copiii care se află în situații de stradă, conform literaturii de specialitate, supraviețuiesc din cerșit, din prostituție, din prestarea de munci sezoniere, din cum ar fi spălatul parbrizelor de la mașini sau dusul bagajelor sau servicii de ghid turistic. În ceea ce privește starea lor de sănătate, s-a remarcat un risc crescut în cazul copiilor aflați în situații de stradă de infecții cu transmitere sexuală, dar sunt prezente și infestările cu păduchi, durerile de cap, răni, diferite răni, răceli sau probleme dentare. În urma modului în care guvernele diferitelor state au abordat situația copiilor ajunși în stradă, Thomas de Benitez, în anul 2011, a clasificat tipurile de politici sociale aplicate la nivelul guvernelor diferitelor țări în trei modele. Un prim model este cel corecțional, în care statele văd copiii ca fiind niște devianți, amenințări sau potențiale amenințări la ordinea publică. Un alt model este cel de reabilitare, orientat către protecție, în care copiii aflați în situații de stradă sunt văzuți ca niște victime care ale căror drepturi la hrană, adăpost, educație și sănătate sunt violate în mod continuu, de aceea au nevoie de protecție. Acest model este orientat către protecția copiilor. Și un al treilea model este cel bazat pe drepturile omului. Copiii aflați în situații de stradă sunt văzuți ca niște cetățeni ale căror drepturi au fost violate, cetățeni care sunt discriminați sau ale căror drepturi le sunt negate sau nu le sunt asigurate de către
societate. Având în vedere literatura de specialitate, dar și politicile sociale încercate de diferite guverne pentru a diminua fenomenul copiilor aflați în situații de stradă, Convenția Națiunilor Unite, după ce a stat reprezentanții Convenției Națiunilor Unite, după ce au stat de vorbă și cu copiii aflați în situații de stradă, au făcut o serie de recomandări. În aceste recomandări se spune că acești copii trebuie să beneficieze de îngrijire alternativă, cum ar fi suport practic și moral oferit de copii de aceeași vârstă sau de lucrători de stradă, dar fără a-i obliga să renunțe la legăturile pe care le-au format cu strada sau fără a-i obliga să se mute în adăposturi alternative. De asemenea, copiii ar trebui să beneficieze de centre de zi și centre sociale comunitare, de adăposturi de noapte, de plasament familial, de îngrijire temporară de tip rezidențial, reunificare familială, precum și de adopție ca opțiune pentru trai independent sau de îngrijire de lungă durată. Aceleași recomandări ale Convenției Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului stipulează faptul că privarea de libertate în centre de detenție sau în centre cu regim închis nu constituie niciodată o formă de protecție, iar statele membre ale Convenției Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului trebuie să se asigure că niciun copil nu va fi forțat să depindă de legăturile sale cu strada pentru a se dezvolta. Și, de asemenea, niciun copil aflat în situații de stradă nu va fi forțat să accepte plasamentul împotriva voinței sale. Aceasta a fost în mare parte de literatură de specialitate și recomandările Convenției Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului făcute pe această categorie de copii. În ceea ce privește studiul de față, acesta și-a propus două obiective majore. Pe de o parte, să facă o analiză calitativă a fenomenului copiilor în situații de stradă din Republica Moldova, iar pe de altă parte, să realizeze profilul sau profilurile acestor copii prin abordarea factorilor care determină acest fenomen. Practic, s-a dorit pe de o parte să se cunoască și să se înțeleagă mai bine natura și evoluția fenomenului, iar pe de altă, dar și să se identifice mecanismele pentru protecția acestor copii și mecanismele de prevenire a intrării altor copii în situații de stradă, iar pe de altă parte să se realizeze un profil sau mai multe profiluri din perspectivă individuală, familială și socială. Având în vedere aceste obiective, studiul de față și-a propus o metodologie de tip calitativ prin care să investigheze trei grupuri de participanți: profesioniști, copii în situații de stradă și părinții acestora. Din acest punct de vedere, au fost investigați prin intermediul interviului individual și a focus grupurilor, 18 profesioniști din Chișinău, Bălți și Cahul. Aceștia au fost asistenți sociali, polițiști, reprezentanți ai ONG-urilor, psihologi, psihopedagogi și medici. 18 copii în situații de stradă, cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani, din Chișinău, Cimișlia, Nisporeni, Cantemir, Bălți, Străceni, Călărași și Râșcani. Din acești 18 copii, 4 au fost fete și 14 băieți. 7 dintre ei se aflau la momentul cercetării într-un centru de plasament, iar 11 copii se aflau în familie. Atât copiii din centrele de plasament, cât și copiii din familie, reveneau în stradă pentru ca mai apoi să se întoarcă în forma de protecție familială sau centru de plasament. Spuneam că în cadrul acestei cercetări s-a încercat investigarea, aflarea opiniei părinților. 7
părinți, rude și vecini, între care trei mame, doi tați, o bunică și o vecină din Criuleni, Cahul și Bălți, au acceptat să stea de vorbă în cadrul unor interviuri individuale în această cercetare. Pe lângă interviurile și focus grupurile care s-au desfășurat, cercetarea de față a inclus și consultarea unor dosare de asistență socială obținute prin intermediul sau cu amabilitatea Direcției Municipale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Chișinău. 13 astfel de dosare au fost studiate. Ele au corespuns unor copii, 8 băieți și 5 fete, cu vârste cuprinse între 8 și 17 ani. Voi merge mai departe cu prezentarea mea prin abordarea rezultatelor datelor obținute din interviuri și focus grupuri și prima dată mă voi opri asupra percepției profesioniștilor cu privire la copiii aflați în situații de stradă. Profesioniștii, întrebați ce părere au despre copiii aflați în situații de stradă, au spus că motivele pentru care aceștia pleacă de acasă reprezintă sărăcia, în principal sărăcia care este corelată cu abuzul de alcool al părinților și lipsa de supraveghere a acestora față de proprii copii. Profesioniștii cred că între copiii în situații de stradă, predomină băieții, în special cu vârste cuprinse între 10 și 17 și 16 ani. Majoritatea dintre ei, din punctul de vedere al profesioniștilor, abandonează școala, au comportamente delincvente, iar în ceea ce privește starea lor de sănătate, predomină problemele de natură neurologică și psihiatrică, dar au menționat și probleme legate de subnutriții, probleme cu dinții, probleme cu rinichii și afecțiuni respiratorii, dar și infestări cu păduchi. În cadrul acestui studiu, profesioniștii au fost întrebați și care sunt tipurile de intervenții pe care ei le-au abordat în lucru cu copiii aflați în situații de stradă. În principal au fost menționate discuțiile cu părinții pentru prevenirea înrăutățirii copilului, dar și asistență psihologică prin intermediul serviciilor de asistență psihopedagogică. Dar această asistență a vizat în special evaluarea psihologică a copilului, asistență medicală și medierea relației cu diferite instituții, eforturi în ceea ce privește reintegrarea școlară a copiilor, monitorizare și în situațiile în care copiii nu puteau să fie integrați în familie, plasamente temporare, de cele mai multe ori în centre de plasament. Pe profesioniști i-am întrebat însă și, bun, ați încercat să interveniți pentru îmbunătățirea situației copiilor aflați în diferite alte situații de stradă. Cu ce rezultate? Cele mai multe din intervenții, din punctul de vedere a profesioniștilor, eșuează din cauza lipsei de colaborare a părinților, a dependenței de alcool a acestora sau a unui stil de viață pe care profesioniștii l-au calificat imoral. În acest cuvânt este inclus în special faptul că mama copiilor a fost identificată ca abuzând de alcool și ca având parteneri multipli. Legat de colaborarea interinstituțională, profesioniștii au fost întrebați cum lucrează și cu ce instituții lucrează mai bine și mai puțin bine în interesul superior al copiilor aflați în situații de stradă. Între colaborările bune au fost menționate poliția, centre ale medicilor de familie, școala și biserica. În același timp, instituțiile medicale, școala și serviciile sociale au fost menționate și la capitolul dificultăți de colaborare, încercând să vedem care este problema, cum de
Instituțiile medicale, serviciile sociale și școala pot fi colaborări bune pentru unii profesioniști, dar colaborări mai puțin bune pentru alți profesioniști. Am ajuns la concluzia că aceste colaborări calificate ca fiind bune pentru interesul superior al copilului sunt realizate mai puțin în context instituțional și mai mult ca urmare a relațiilor care, la nivel personal, care au fost stabilite între specialiști. Profesioniștii menționau că aceste tipuri de relații erau bazate, de exemplu, pe cunoașterea numărului de telefon mobil al specialistului și faptul că putea să-l sune oricând, la orice oră, pentru a facilita și a rezolva o situație concretă și de moment a unui copil cu care lucrau. Profesioniștii au fost însă întrebați și care sunt dificultățile pe care le-au întâlnit în lucru cu copiii aflați în situații de stradă. Majoritatea au spus că principala dificultate este dată de faptul că acei copii care trăiesc în stradă vin din afara orașelor în care sunt identificați și astfel este în afara ariei lor de competență să lucreze cu acei copii. Ei trebuie întorși în zona lor de reședință, iar asistenții sociali profesioniști din zona de reședință sau de domiciliu a copiilor trebuie să lucreze direct cu aceștia. Astfel, se produce o întoarcere și o reîntoarcere în stradă a copiilor, fapt care constituie o mare problemă atunci când se încearcă rezolvarea problemelor sau situațiilor în care se află acești copii. O altă dificultate pe care profesioniștii au întâmpinat-o în lucru cu copiii aflați în situații de stradă este lipsa de colaborare a părinților. Faptul că aceștia abuzează de alcool, nu își respectă angajamentele pe care le fac sau nu se pot baza pe colaborarea lor pentru că pleacă la muncă în străinătate sau pleacă la muncă în alte părți. De asemenea, una din dificultățile menționate de către profesioniști în lucru cu copiii care sunt plasați în centre de plasament o reprezintă nerespectarea de către acești copii a regulilor centrelor respective. Profesioniștii au menționat și faptul că mulți copii aflați în centre de plasament dezvoltă un sentiment de abandon din cauză că au fost plasați de mai multe ori în centre împotriva a voinței lor. În afară de dificultățile întâlnite în lucru cu copiii în situații de stradă, profesioniștii au fost întrebați și care cred ei că sunt nevoile de servicii sau de formare profesională. Aceștia au menționat că au nevoie ca servicii specializate de centre pentru copii în situații de stradă, care să fie centre republicane și sau de tranzit, centrele republicane ar avea ca scop acordarea de servicii și pentru acei copii care vin din afara Chișinăului, de exemplu, din afara zonei lor de domiciliu și, de asemenea, au nevoie de servicii specializate pentru părinții acestor copii. În ceea ce privește serviciile de formare profesională, s-a remarcat nevoia de formare a psihologilor la nivelul serviciilor sociale de lucru cu copii aflați în situații de stradă, a pedagogilor, dar și a medicilor psihiatri în ceea ce privește specificul acestor copii, dar și problemele legate de diagnostic. În cadrul acestui studiu, profesioniștii au fost rugați să noteze pe o scară de la 1 la 10 care consideră ei că sunt șansele de reintegrare sociofamilială a acestor copii. Răspunsurile au variat în funcție de momentul în care a fost identificat copilul și în funcție de starea de sănătate a acestuia. În funcție de momentul în care este identificat copilul, profesioniștii au spus că
un copil care petrece mai puțin timp în stradă are șanse mult mai mari de reintegrare sociofamilială. În schimb, dacă copilul provine din Republică, șansele sale scad semnificativ. Totodată, copiii care au tulburări organice, tulburări de personalitate, de comportament sau tulburări intelectuale pot avea șanse mai scăzute în comparație cu alți copii fără care nu au astfel de tulburări. Profesioniștii au fost întrebați și în legătură cu modalitățile de prevenire, care este percepția lor cu privire la ce anume ar putea contribui la prevenirea ajungerii altor copii în situații de stradă. Răspunsurile lor au vizat în special campanii media de sensibilizare și educare a populației generale, ca să sesizeze cazurile de copii aflați în situații de risc, dar și implicarea școlilor în activități, în organizarea de activități educative cu copiii și cu părinții, activități de petrecere a timpului liber. Să fie continuate programele care deja au fost dezvoltate până anul trecut, programe de prevenire a abuzului în familie și a consumului excesiv de alcool și servicii adresate familiilor. Dar din momentul identificării acestora ca fiind în dificultate și înainte ca tot comportamentul copiilor să devină problematic, a fost punctat în mod special acest moment, momentul identificării copiilor ca fiind în dificultate. Pentru că majoritatea copiilor aflați în situații de stradă au fost identificați. Familiile acestora au fost identificate la un moment dat, înainte ca acești copii să ajungă în situații de stradă, ca fiind în dificultate. Au fost investigate în interviurile cu profesioniștii și aspectele legislative. Din perspectiva specialiștilor incluși în cercetare, s-a remarcat introducerea unor acțiuni de educare și responsabilizarea părinților, prin obligarea acestora să presteze muncă în folosul comunității, dar și să fie aplicate actele normative care există deja și care fac referire la crearea condițiilor de înființare a serviciilor publice și private de educare parentală, precum și aplicarea prevederilor legislative referitoare la învățământul obligatoriu. Tot în ceea ce privește perspectiva profesioniștilor, spuneam că în cadrul acestei cercetări au fost consultate 13 dosare de asistență socială. Din analiza acestor dosare a reieșit faptul că motivul pentru care un copil a fost sesizat ca fiind în risc, reprezintă cerșitul, vagabondajul, abandonul școlar, fuga de acasă sau faptul că a fost identificat sau identificată ca victimă a traficului de persoane. Pentru cei 13 copii, serviciile de asistență socială au intervenit prin colaborări cu ONG-uri pentru diferite ajutoare materiale, referire în ceea ce privește evaluarea psihologică, reintegrarea școlară, au fost încercări de consiliere psihologică a acestor copii, a fost consiliată mama în situația persoanei copiilor care au fost identificați ca fiind victime a traficului de persoane, plasamente temporare în regim de urgență și plasamente planificate, dar și decăderea mamei din drepturile părintești. Am încercat să vedem în cadrul acestei cercetări, ca urmare a intervențiilor efectuate de către serviciile sociale, care au fost rezultatele. Din păcate, rezultatele constau în faptul că acești copii continuă să cerșească, să înregistreze absențe la școală, fug repetat din centrele în care au fost plasați în regim de urgență sau temporar, au
Fost acțiuni eșuate de reintegrare a acestor copii în familie. Mulți dintre acești copii au deja dosare penale, în special pentru furturi și tâlhării, și un singur copil se afla în monitorizare. Cu acesta, serviciile sociale reușind să lucreze cu familia care s-a arătat colaborativă pentru interesul copiilor. Având în vedere, acestea practic au constituit constituie rezultatele obținute în urma interviurilor și focus grupurilor desfășurate cu profesioniștii participanți în această cercetare, dar și analiza dosarelor. Dacă ar fi să recapitulăm, aș avea nevoie de ajutorul dumneavoastră în acest punct de vedere. Percepția profesioniștilor cu privire la copiii aflați în situații de stradă este că A. Copiii pleacă de acasă din cauza sărăciei și a abuzului de alcool al părinților. Vârsta copiilor la primele contacte cu strada este de 10 ani. Majoritatea copiilor au probleme de sănătate mentală, iar în stradă sunt atât fete cât și băieți. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Este o întrebare cu răspunsuri multiple. Vă rog să bifați acolo unde ați înțeles că constituie o percepție a profesioniștilor cu privire la copiii aflați în situații de stradă. Trei, patru persoane consideră că copiii pleacă de copiii pleacă de acasă din cauza sărăciei și a abuzului de alcool al părinților, 6 persoane. Opt persoane. Într-adevăr, profesioniștii consideră că copiii pleacă de acasă din cauza sărăciei și a abuzului de alcool al părinților. De asemenea, vârsta copiilor, din perspectiva profesioniștilor, la primele contacte cu strada este de 10 ani. La fel, observ că trei persoane consideră că percepția profesioniștilor cu privire la copii aflați în situații de stradă este că în stradă sunt atât fete cât și băieți. Și foarte important, profesioniștii au considerat că majoritatea copiilor au probleme de sănătate mentală. Mulțumesc! Cred, Dumitrica, că aș putea pune un end poll. Voi prezenta în continuare perspectiva părinților, a doua categorie de persoane investigate în cadrul acestei cercetări. Din perspectiva părinților, a rezultat faptul că situația socioeconomică a familiilor, copiilor aflați în situații de stradă, este foarte săracă. Numărul copiilor într-o familie variază între 2 și 6. Veniturile sunt alcătuite în special din beneficii și prestații sociale. Iar casele pe care eu le-am întâlnit în vizită și în intervievarea părinților și familiilor copiilor aflați în situații de stradă, a reieșit faptul că sunt extrem de neîngrijite, condițiile de trai foarte sărace. Părinții au fost întrebați, la fel ca și profesioniștii, care cred că sunt motivele pentru care copiilor pleacă de acasă. Aceștia au răspuns că este vorba de anturajul nepotrivit, în special alți copii care se aflau în situații de stradă, dar și faptul că toți copiii își doresc un telefon mobil, de exemplu, își doresc lucruri, iar ei nu le pot oferi. În același timp, bunica și vecina care au fost intervievate în cadrul acestei cercetări au punctat spre neglijența părinților, spre faptul că majoritatea sunt alcoolici și că nu își pot supraveghea și îngriji copiii. I-am întrebat pe părinți ce anume au făcut în momentul în care au aflat că copilul lor se afla într-una din situațiile
de stradă. A fost identificat de poliție sau de către servicii sociale ca cerșind sau vagabondând. Părinții au spus că au mers chiar și la Chișinău să-și aducă copiii acasă. Au discutat cu aceștia despre pericolele la care se expun. Unii dintre ei au spus chiar, le-am dat un telefon mobil numai să stea acasă. Un alt părinte, pe de altă parte, a afirmat că i-a permis copilului său să meargă în stradă pe timpul zilei, i-a spus că îl iubește și că poate să vină oricând acasă să mănânce și să se spele, dar important este ca seara să se întoarcă acasă. I-am întrebat pe părinți și ce anume cred despre viitorul copiilor lor. Unii dintre ei au spus că speră că de data aceasta copilul s-a maturizat, dar aproape toți au afirmat că cu siguranță peste 5 ani copilul lor va ajunge la închisoare. Aceasta a constituit percepția părinților cu privire la copiii aflați în situații de stradă. O să vă invit încă o dată să mă ajutați să fac un rezumat prin votarea unor mențiuni de răspunsuri referitoare la percepția părinților cu privire la experiențele copiilor. Și anume este că copiii pleacă de acasă din cauza anturajului nepotrivit. Primele contacte ale copiilor cu strada au loc la vârsta de 10 ani. Majoritatea părinților cred că viitorul copiilor lor este închisoare. Majoritatea părinților au încredere în reabilitarea copiilor lor. Observ 7 persoane, 8 care au votat. Trebuie să vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să menționez faptul că, din păcate, majoritatea părinților nu au încredere în reabilitarea copiilor lor. Ei cred că viitorul copiilor lor este în închisoare. Ei cred că primele contacte ale copiilor cu stradă au avut loc când aceștia aveau vârsta de 10 ani și cred că motivul pentru care ei pleacă în stradă reprezintă alți copii care se aflau în situații de stradă. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ajutat să fac acest rezumat. Trece acum să prezint rezultatele datelor obținute de la copii. Spuneam că în cadrul acestui studiu am stat de vorbă cu 18 copii aflați în situații de stradă, pe care i-am întrebat, la fel ca pe profesioniști, la fel ca pe părinți, care sunt motivele pentru care au plecat de acasă. Motivul numărul unu menționat de către copiii cu care am stat de vorbă a fost abuzul fizic și chiar sexual, în unele cazuri, din partea părinților, la care s-a adăugat abuzul de alcool și parteneri multipli ai mamei, în același timp sau la intervale diferite de timp, dar și detenția unui părinte, faptul că unul dintre părinți a murit, sau divorțul părinților, mutările frecvente ale familiei sau faptul că au fost plasați de mai multe ori în diferite centre. I-am întrebat pe copii și ce părere au despre școală. O parte dintre aceștia au afirmat că au frecventat mai multe școli pentru că și-au însoțit familia care s-a mutat de mai multe ori sau au fost internați, plasați de mai multe ori în diferite centre care erau localizate în diferite orașe sau alte locații decât primul centru în care au fost plasați și a trebuit să se facă o nouă reintegrare școlară.
I-am întrebat pe copii ce părere au despre școala la care învață în acel moment. Au spus că este un mediu neprietenos, în principal din cauza colegilor, dar și din cauza profesorilor pe care, mai mult sau mai puțin, i-au acuzat că nu depun suficient efort pentru ajutarea lor în ceea ce privește recuperarea cunoștințelor. Majoritatea copiilor cu care am stat de vorbă, trebuie menționat, acest lucru au cunoștințe minime de scris-citit, chiar dacă au declarat că au finalizat 8 clase. Deci ar fi trebuit să poată scrie și să citească foarte bine la vârsta la care au fost intervievați după absolvirea 8 clase de învățământ. Un alt palier de investigare a situației copiilor a fost sănătatea. Aceștia au relatat probleme în ceea ce privește probleme de natură neurologică sau au știut că au fost diagnosticați cu epilepsie, cu tuberculoză, dar au vorbit și despre consum de tutun, clei, alcool și alte substanțe sau probleme de natură neurologică și psihiatrică. Trebuie menționat că dacă epilepsia și tuberculoza au fost notate ca fiind diagnostice puse de către de către medici, dar nu poate fi corelat cu aflarea acestor copii în situații de stradă, consumul de tutun, clei, alcool și alte substanțe a fost menționat de către copii ca fiind dobândit pe perioada în care s-au aflat în situație. Liliana, mă auzi? Liliana, se pare că a dispărut sunetul. Cred că va trebui să mă aud eu. Deci mă aud eu care sunt facilitatorul. Elena, încearcă să spui ceva și dacă nu te auzi, probabil va trebui să te reconectezi. Secundă, unde le-am Ok, acum ar trebui să mă auziți. Da. Deci acum te auzi. Eu te aud. Ok, Toată lumea o mă aude bucur pe că am reușit Liliana? să restabilim problema. Da. Deci am rămas la slide-ul 31. Am rămas la discuția referitoare la starea de sănătate a copiilor. De fapt, am înaintat și am vorbit un pic despre copiii din centrele de plasament. Acei copii care au avut contacte cu centrele de plasament ca urmare a aflărilor în situații de stradă au spus că da, ei fug în mod repetat din centre pentru că trebuie să respecte foarte multe reguli și o regulă care
Lor nu le convine deloc este faptul că nu au voie să fumeze. În același timp, copiii au declarat și faptul că au fost agresați de alți copii mai mari, motiv pentru care au fugit din centre. În același timp, copiii de vârstă mai mică cu care am stat de vorbă, de 10 și 11 ani, și-au manifestat mulțumirea pentru condițiile din centre, pentru faptul că se puteau juca și pentru că își făcuseră prieteni. În ceea ce privește viața pe stradă, copiii au afirmat că umblau pur și simplu pe străzi sau prin magazine, trăiau din cerșit, din umblat prin gunoi, au îndurat foamete, dar au și muncit prin vânzarea de porumb, săpat, adunat fier vechi. Tot viața lor pe stradă, inclus și fugă repetată din familie sau din centre de plasament și prostituție. O categorie aparte de copii aflați în situații de stradă investigată în cadrul acestui studiu l-a constituit copiii de la fostul locotel național. Am stat de vorbă cu două fete care făceau parte din grupul de la fostul hotel național, dar și cu alți copii care i-au cunoscut pe cei de la național. Fetele au spus despre grupul de la fostul hotel național, că este un grup unit, în care fetele au grijă de copiii mai mici, iar băieții au grijă de fete, că își petrec viața timpul ascultând muzică, că da, consumă clei, trăiesc din cerșit. În cadrul grupului nu există reguli, însă se apără unul pe altul și dacă cineva este bătut, toți se aruncă să bată persoana respectivă ca să apere membrul grupului. De asemenea, cum spunea Alina, de 14 ani, acolo ne împăcăm toți, nu ținem ură. Nu mâncăm pe ascunselea. Dacă ceva vine poliția, noi fugim toți, nu lăsăm, ne apucăm de mână. Este modul în care Alina spunea despre acest grup, noi suntem foarte uniți, toți pentru unul, unul pentru toți. Alți copii care i-au cunoscut au vorbit despre copiii de la fostul hotel național, că sunt consumatori de clei, că fură, că obișnuiesc să intre în tot felul de bătăi cu alte grupuri aflate tot în situații de stradă. În ceea ce privește dorințele copiilor, majoritatea copiilor investigați în cadrul acestei cercetări își doresc o familie. Își doresc ca mama plecată la muncă în străinătate să se întoarcă. Dar își doresc în același timp și lucruri mai concrete, cum ar fi motocicletă, telefon sau haine. Dacă ar fi să mă ajutați să fac din nou un rezumat cu ceea ce privește percepția copiilor aflați în situații de stradă despre aceștia, primele contacte cu strada relatate de către copii au loc atunci când copiii au vârsta de 4-5 ani sau de 10-11 ani. Ok, trebuie să menționez faptul că majoritatea profesioniștilor, dar și părinții, au remarcat faptul că copiii aflați în situații de stradă ajung în aceste situații când ei au 10 sau 11 ani. Copiii însă au spus că primele lor contacte cu strada au avut loc la vârste mult mai mici, de 4 sau 5 ani. Există astfel o diferență între percepția profesioniștilor și a părinților față de realitatea spusă de către copii. Există o diferență de vreo 5 ani în care nici profesioniștii și nici părinții nu au știut că acești copii își petreceau timpul în stradă. Este foarte important de reținut acest lucru. Mulțumesc pentru voturi. Voi trece mai departe în prezentarea mea cu acele profiluri care au fost identificate ca urmare a acestui studiu. L-am numit categorii de copii aflați în situații de stradă. Sunt trei astfel de categorii.
Pe de o parte, copii pentru care ți-a instituit o măsură de plasament după o experiență minimă de contact cu viața în stradă, mă refer la o perioadă cuprinsă între o zi și o lună, sunt copii de până la 10 ani, marea lor majoritate fete, mulțumite de condițiile din centrele de plasament, dar își doresc foarte mult o familie, sperând să fie adoptat sau să se întoarcă părinții lor din detenție sau de la muncă din străinătate. În același timp, s-a remarcat în cadrul acestor copii sentimente de confuzie legate de faptul că nu știau nimic despre părinții lor. De aceea este important să fie informați cu privire la situația părinților de care sunt separați. Starea de sănătate a acestor copii este în general bună. Ei sunt școlarizați conform vârstei și au acte de identitate. O a doua categorie identificată în cadrul acestui studiu reprezintă copiii cu o experiență de contact cu strada mai mare de 6 luni. Acești copii provin din familii monoparentale în care mama consumă alcool în exces, are mai mulți parteneri. Ei au plecat de acasă, în special din cauza neglijenței și abuzurilor fizice ale părinților, la vârste foarte mici, de 4, 5 sau 6 ani. Majoritatea dintre ei au fugit în stradă, au fost aduși în familie și iarăși au fugit, au ajuns în situații de stradă. Dacă primele contacte cu strada au fost în zone alăturate zonelor lor de domiciliu, treptat, pe parcursul a 6 luni și mai mult, apare migrarea lor spre Chișinău, dar și plasarea frecventă a copiilor în centre de plasament. Majoritatea își petrec timpul cerșind, dar în anotimpurile reci s-a remarcat tendința copiilor de revenire în familie sau în centrele de plasament. Acesta poate constitui și unul dintre motivele pentru care cercetarea a fost făcută în octombrie-decembrie. Am întâlnit o mare parte din acești copii în familie. A treia categorie, de fapt înainte de a treia categorie, legat de nivelul de școlarizare, la fel. Așa cum am menționat anterior, majoritatea au cunoștințe minime de scris citit, merg sporadic la școală și încetează frecventarea orelor în clasa a patra. În ceea ce privește starea de sănătate a acestor copii, se au înregistrat afecțiuni respiratorii, probleme renale, consum de clei, fumat, obiceiuri pe care le-au dobândit, așa cum am spus, în perioada în care își petreceau timpul în stradă. Acești copii supraviețuiesc din cercit, dar și din muncă și prostituție. Sunt expuși la exploatare prin muncă, infecții cu transmitere sexuală, sarcini nedorite și abuz sexual. În cadrul acestei categorii, copiii care au deficiențe mentale sunt și mai mult expuși la astfel de riscuri, deoarece nu pot înțelege gravitatea situațiilor în care se află și au o capacitate redusă de a căuta și de a cere ajutor. Persoanele de suport a acestor copii sunt persoane străine care i-au găsit în stradă și din partea cărora au primit ajutor, fie sub formă de mâncare, fie sub formă de găzduire, dar și mătușile care, din când în când, îi vizitează, îi găsesc și le oferă de mâncare sau bani ca să se întoarcă acasă în anotimpurile reci. A treia categorie de copii în situații de stradă identificați în cadrul acestui studiu reprezintă copiii de la fostul hotel național. Aceștia au vârste cuprinse între 9 și 17 ani. Cei mai mici sunt băieți. Provin din familii din afara Chișinăului. Sunt văzuți de către copiii mai mari ca având nevoie de protecție. Adolescenții, pe de altă parte, provin din familii în care părinții au fost decăzuți din drepturile părintești din cauza abuzurilor fizice și neglijării,
Dar sunt însă și copii care au rămas fără grijă părintească ca urmare a defectului mamei și care au fost adoptați de către grupul de la Național. Pentru unii dintre acești copii au fost făcute mai multe plasamente de urgență și plasamente temporare. Și am menționat, în urma studiului dosarelor, au fost notate 14 asemenea plasamente la mai multe centre, în cazul unui copil, la mai multe centre din Chișinău și din afara Chișinăului. De fiecare dată când au fost plasați într-un centru, copiii de la fostul hotel național au fugit. Acești copii valorizează în primul rând libertatea, unitatea și drepturile egale asupra bunurilor. Ei au afirmat că nu au condiții de aderare la grup, dar nici de excludere, cu toate că au menționat că acei copii care nu împart în mod egal bunurile sunt excluși, iar alți copii care i-au cunoscut pe cei de la Hotelul Național au afirmat că dacă nu împărțeau în mod egal bunurile pe care le aveau de la haine, de la îmbrăcăminte, la alimente, erau pedepsiți prin bătăi. Iar unii dintre acești copii au fost spitalizați. În ceea ce privește percepțiile copiilor, cu percepțiile generale cu privire la acești copii, profesioniștii au remarcat pe aspecte majoritar negative, spunând despre ei că sunt copii înrăiți de ceea ce au trăit acasă și pe stradă, consumatori de clei, delincvenți pentru că fură și tâlhăresc. Pe de altă parte, copiii din interiorul grupului s-au descris ca fiind o familie unită în care rolurile de îngrijire și protecție sunt împărțite. În ceea ce privește educația, unii profesioniști au afirmat despre copiii de la fostul hotel național că sunt analfabeți. Copiii au afirmat că au cunoștințe minime de scris citit, deși, așa cum a rezultat din studiul dosarelor și din discuțiile cu aceștia, o parte sunt înmatriculați în ciclu gimnazial de învățământ. În ceea ce privește sănătatea, s-au remarcat probleme legate de subnutriție, infecții ginecologice în cazul unor fete sau sarcini nedorite și, în principal, problemele de sănătate mentală. Ei au identificat ca persoane de suport oameni care locuiesc în preajma fostului hotel și care le aduc din când în când alimente sau chiar pături cu care să se învelească. Studiul de față a remarcat că în cazul acestor copii au o capacitate crescută de rezolvare a problemelor cu care se confruntă și o capacitate crescută de a solicita ajutor, în special în ceea ce privește cazarea și identificarea unor adăposturi pentru copiii mai mici pentru anotimpul de iarnă. Acestea au fost categoriile de copii în situații de stradă identificați în cadrul acestui studiu. Copii cu o experiență minimă de contact cu strada, copii cu experiență mai mare de 6 luni de contact cu strada și copiii de la fostul hotel național. Ca urmare a analizei datelor obținute din studiu, am făcut o serie de recomandări. Acestea au fost clasificate în recomandări pentru prevenirea fenomenului, recomandări privind lucrul cu copiii și privind politicile sociale. În ceea ce privește recomandările pentru prevenirea fenomenului, studiul de față a indicat necesitatea unor campanii de educare a părinților cu privire la responsabilitatea de a supraveghea copiii, continuarea eforturilor depuse și dezvoltate până în prezent de prevenirea abuzului de alcool, a violenței domestice și a violenței asupra copilului, campanii de informare a copiilor cu privire la exploatarea prin muncă și la abuzul sexual, și promovarea în rândul copiilor a serviciilor locale cu rol în apărarea și promovarea drepturilor lor, cu scopul identificării de timpuriu a copiilor aflați în situații de risc.
În ceea ce privește recomandările prin lucru cu copiii aflați în situații de stradă, studiul de față recomandă informarea persoanelor care lucrează în domeniul apărării și protecției drepturilor copilului cu privire la specificul acestor copii, a copiilor aflați în situații de stradă. Formarea profesională a persoanelor care lucrează cu acești copii, realizarea de activități sau de competiții sportive sau artistice care să implice copiii aflați în situații de stradă cu scopul evitării stigmatizării acestora, dar și pentru acei copii care sunt plasați în centrele de plasament, acordarea unei perioade de adaptare a copilului la viața și la regulile din centre. În ceea ce privește politicile sociale, studiul de față recomandă pentru obținerea unei imagini mai clare asupra fenomenului copiilor aflați în situații de stradă, colectarea sistematică a informațiilor privind numărul acestor copii, dar și tendințele de migrare ale copiilor. Acest lucru poate fi făcut chiar cu ajutorul copiilor aflați în situații de stradă, printr-o bună colaborare și dezvoltarea unei relații de încredere între reprezentanții serviciilor și mă refer aici în principal la poliție, la serviciul pentru siguranța copiilor și copiii care trăiesc în situații de stradă. De asemenea, având în vedere fuga repetată a copiilor din centrele de plasament, studiul de față recomandă luarea în considerație a opiniei copilului cu privire la acest plasament sau la reîntoarcerea în familie. În acest sens, este necesară pregătirea unor măsuri de intervenție care să vizeze, pe de o parte, monitorizarea permanentă a copiilor, constituirea unui centru republican pentru copii în Chișinău, asigurarea dreptului la educație pentru copiii care aleg să trăiască în stradă, prin școli mobile, de exemplu, dezvoltarea unor programe de grup adaptate copiilor și adolescenților pentru tratarea adicțiilor, dezvoltarea de programe de prevenire a infecțiilor cu transmitere sexuală și a sarcinilor nedorite. Dar, cel mai important, în special pentru prevenirea intrării altor copii în situații de stradă, este identificarea timpurie a copiilor care pleacă de acasă. Având în vedere faptul că acest studiu a arătat că copiii afirmă că primele lor contacte cu strada au loc la vârsta de 4-5 ani, în timp ce părinților sau reprezentanții serviciilor sociale au spus că aceste prime contacte au avut loc când copiii aveau vârsta de 10 ani. S-ar putea ca acești 5 ani să fie suficienți pentru a diminua șansele de reintegrare a copiilor identificați în situații de stradă. De aceea este importantă identificarea cât mai din timp a copiilor care pleacă de acasă. În concluzie, putem spune că există mai multe tipuri de copii care se află în situații de stradă. Și spuneam de acei copii cu experiență minimă de contact cu strada, acei copii de la fostul hotel național sau copii care au avut contacte cu strada pe o perioadă de mai mare de 6 luni. Pentru fiecare din tip de copii, din fiecare copil, din fiecare categorie, intervențiile trebuie să fie specifice. Anumite intervenții care au rezultate, au succese pentru copiii care se află au avut un contact minim cu strada, nu vor avea în mod necesar succes pentru copiii care au avut contacte cu strada pe o perioadă mai mare de 6 luni. A fost clar din ceea ce ne-au spus atât profesioniștii, dar și copiii, că există nevoie de specializare a profesioniștilor în ceea ce privește copiii aflați în situații de stradă. Intervenția asupra copiilor
Trebuie însă să fie rezultatul unei colaborări efective între toate instituțiile, să fie o colaborare eficientă și efectivă între instituții la nivel instituțional și mai puțin la nivel personal. Trebuie un pic inversată situația care determină o colaborare de succes între servicii în interesul superior al copilului, pentru că acesta este ceea ce contează cel mai mult. Aceasta a fost pe scurt, pe foarte scurt, prezentarea rezultatelor studiului calitativ privind copiii în situații de stradă în Republica Moldova. Dacă aveți întrebări pentru mine legate de acest studiu, cu mare drag, vă răspund. Eliana, mulțumim foarte mult! Deși am citit studiul și particip la a doua prezentare a lui, mi-a fost foarte interesant. Este un subiect foarte sensibil, dureros și cred că și participanții au... Pentru participanți au fost multe informații pe care le auzi prima dată, sunt aproape sigură. Am să vă rog, dacă aveți întrebări, să le notați în chat și Liliana o să le vadă și o să răspundă la ele. Între timp, eu am să fac o notă de final cât scriu participanții, cine are întrebări, cât o să le scrie. Deci acest webinar este înregistrat și va fi plasat pe site, pe Child Hub, la scurt timp, după ce îl vom încheia. Deci când veți avea nevoie să reveniți la el, la orice informație din acest webinar, să știți că îl găsiți acolo pe site. De asemenea, despre certificatul de participare. Deci oricine are nevoie de certificat de participare la acest webinar, va putea să-l obțină. Este suficient să scrie la e-mailul info@childhub.org. Am trimis e-mailul și scrieți că ați participat la acest webinar și aveți nevoie de certificat de participare. Așa. Întrebări? Are cineva? Liliana, eu am o întrebare. Pe mine mă interesează, de exemplu, ca cetățean, așa, simplu, da? Dacă merg pe stradă și văd... Mă auzi? Mă auzi? Cu întrerupere. Acum te aud. Așa, acum mă auzi? Da? Deci dacă eu, ca cetățean obișnuit, merg pe stradă și văd un copil... Da, hai că scriu în cazul acesta. Ok, între timp, cât lumea mai scrie întrebări și cât scriu și eu întrebarea, am să vă rog să răspundeți la ultimul poll din acest webinar prin care să evaluați webinarul, să ne spuneți în ce măsură a fost util pentru dumneavoastră. Cred că acum aș putea să te aud. Da? Pot să-ți pun întrebarea? Ok. Da, deci văd o întrebare. Văd două întrebări, deci le vezi și tu, da? Da. O primă întrebare, ca urmare a rezultatelor, se va organiza peste o perioadă de timp un nou sondaj. Eu sper ca recomandările făcute în ceea ce privește imaginea copiilor aflați în situații de stradă, în ceea ce privește modul de numărul copiilor aflați în situații de stradă, să se realizeze. Am participat la lansarea acestui studiu la finalul lui februarie și știu că există foarte mult interes în ceea ce privește colaborarea între instituții, astfel încât copiii aflați în situații de stradă să beneficieze de servicii specializate. Este însă, din punctul meu de vedere,
un proces care necesită timp. Dar legat de realizarea unui sondaj în ceea ce privește situația acestor copii, nu știu, dar sper să poată fi realizată un studiu care să evalueze impactul recomandărilor acestui studiu asupra copiilor aflați în situații de stradă. Pentru că următoarea întrebare este ce se realizează din recomandările dumneavoastră în urma cercetării. Știu că TRD Moldova lucrează foarte mult și lucrează cu Direcția Municipală de Asistență Socială din Chișinău, dar și la nivel de politici sociale în sprijinul copiilor aflați în situații de stradă. Este, cum spuneam, un proces de lungă durată. Recomandările vor fi acolo. Știu, ele au fost prezentate reprezentanților serviciilor de la nivel guvernamental în Republica Moldova și sper să fie luate în considerare pentru viitor. Așa, să pun și eu întrebarea mea. Deci, da, toate aceste recomandări sunt la nivel oficial, la nivel de servicii, de instituții. Pe mine mă interesează eu ca simplu cetățean. Dacă merg pe stradă și văd un copil care mi se pare că se află într-o situație de stradă și deci ceva nu e bine cu el, ce ar trebui eu să fac? Copiii care se află în situații de stradă trebuie, în primul rând, evaluată nivelul lor de motivație pentru situația în care se află. Recomandările Convenției Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului este ca drepturile lor ca cetățeni să fie respectați și să fie protejați. În momentul în care vedeți un copil de vârstă mică că se află pe stradă, trebuie să vă puneți întrebarea dacă nu cumva acel copil are nevoie de protecție. Trebuie să sesizați serviciile sociale de protecție a copilului cu privire la faptul că ați identificat un copil de vârstă mică, aflat neacompaniat la anumite ore pe stradă. Deci, în primul rând, sesiza serviciile sociale de protecție a copilului. Am înțeles. Mulțumesc. Se pare că nu mai avem întrebări. Așa, și oricum ne-am încadrat, iar am depășit un pic o oră. Eliana, îți mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Și Vă eu mulțumim mulțumesc. tuturor. Da, vă mulțumim tuturor pentru participare, pentru implicare. A fost un webinar destul de interactiv și interesant. Și, cum v-am spus, găsiți înregistrarea pe site. Vă doresc o zi bună tuturor! Toate cele bune, mulțumesc și eu pentru participarea dumneavoastră.